Alegerile locale parțiale sunt de interes pentru cei de la Mișcarea Populară Maramureș, însă aceștia nu au ieșit deocamdată cu informații privind strategia lor de campanie și candidații pe care îi aruncă în lupta electorală. După cum bine știți, în anul 2016 primăria Olmene a fost câștigată de colegul nostru, domnul Morar Lucian, care a obținut peste 80% din voturi, primărie pe care nu avem de gând să o pierdem. Avem un candidat foarte bun acolo, pe care ne bazăm să obțină, poate nu același neapărat scor, dar oricum să obținem primăria cu un vot de peste 50%. La orașul Baia Splin, anul 2016, nu am avut candidat, am mers doar cu listă la Consiliul Local. Ne vom prezenta anul acesta cu un candidat, e un candidat surpriză. Și surpriză rămân deocamdată numele candidaților PMP pentru cele două primării din Maramureș. Din păcate nu vă putem da aceste nume, vedeți că niște alte partide țin la secret așa numele candidaților. Bineînțeles, la Olmene pot deja să-i nominalizeze fără nicio problemă, fiindcă șansele lor sunt mici. La Baia Splin este adevărata competiție unde fiecare încearcă să-și aducă cel mai bun candidat. Sper ca din toate aceste candidaturi să fie aleasă de către comunitate cea mai bună soluție. În ultimele zile, presa locală a vehiculat numele mai multor persoane care ar putea fi candidații la cele două primării. În ceea ce privește PMP, se poate da ca certitudine candidatura lui Lucian Morar, care a recunoscut că va intra în lupta electorală pentru primăria Olmeni, pe care a lăsat-o în urmă cu un an pentru postul de vicepreședinte al Consiliului Județean. Lucian Morar este și președintele organizației județene. S-a mai vehiculat în ultima perioadă și numele lui Luca Ștefănoiu pentru primăria Baia Splin. Oricum, în zilele viitoare, partidele vor trebui să-și anunțe candidații, cu surprize sau fără.